Pesta porcină africană ar putea închide târgurile de animale. Mai mulți porci au fost sacrificați și autoritățile sanitar-veterinare din toată țara sunt în alertă, după ce în delta Dunării au fost confirmate 2 cazuri de pestă porcină africană. Inspectorii sanitar-veterinari îi avertizează pe crescătorii de animale să fie atenți la orice semn de boală în rândul porcinelor. Mai mult, a fost lansată și o campanie de informare cu privire la această boală. Pesta porcină africană este o boală gravă cu impact economic devastator. Respectați următoarele reguli. Anunțați imediat medicul veterinar pentru orice caz de îmbolnăvire sau moarte a unui animal. Respectați măsurile legale privind circulația animalelor. Nu hrăniți porcii cu resturi de mâncare. Dacă într-o gospodărie sunt depistați porci infestați cu virusul pestei porcine africane, aceștia vor fi imediat sacrificați, iar carnea va fi distrusă. În caz de îmbolnăvire, vor fi uciși toți porcii din focar. Pesta porcină africană nu se transmite de la animal la om. În județul Cluj, inspectorii sanitar-veterinari vor demara în zilele următoare o acțiune de testare și verificare a fermelor unde sunt crescute porcine, pentru a vedea dacă există suspiciuni de îmbolnăviri cu pestă porcină africană. La finalul lunii mai, un caz din această boală a fost depistat la un mistreț vânat pe un fond de vânătoare din județul Satu Mare, iar în alte țări vecine, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova, au fost confirmate deja mai multe cazuri. Drept urmare, autoritățile românești au interzis aducerea în țară din aceste țări a porcilor vii, precum și a cărnii de porc proaspătă, refrigerată sau congelată. Ce trebuie să știe populația este însă că pesta porcină africană nu se transmite la om. Este o boală infecțioasă, contagioasă, cu rezistență foarte mare a virusului, care în carne poate fi activ și după un an de zile. Măsurile care trebuie luate de urgență au fost deja anunțate de toate direcțiile sanitar-veterinare. Toate animalele trebuie crotaliate, inventariate, ținute închise în cotețe și nu trebuie să intre în contact cu animalele sălbatice. Orice suspiciune de îmbolnăvire trebuie anunțată medicilor veterinari.